Ne pregătim pentru a doua rundă. În pauza între cele două reprize, Carter Williams împreună cu iubita sa în colț a fost încurajat, a fost masat, a fost... A primit toate îngrijirile din partea iubitei sale. Da, un meci super făcut de Cătălin, care este dezlănțuit. El probabil acum deci ară tot până la finala K1. Este foarte determinat. Da, finala K1, care din ultimele informații s-a mutat în luna ianuarie, deci Cătălin are destul timp ca să se pregătească pentru acea piramidă. Șanse foarte mari pentru Cătălin. Doamne ajută să fie bine. Maurășanu încearcă să se apropie de adversarul său. Carter Williams îl așteaptă pe Cătălin. Acum vine cu câteva lupturi la corp Maurășanu. Williams rezistă. Un pic s-a oprit din elan cei doi luptători. Sunt sigur că va mai fi un schimb puternic de lovituri în această repriză. Brațele sus pentru Maurășanu. A ratat Carter Williams un croșeu de dreapta. Teva low kick-uri trimise de Maurășanu. Acum a lăsat brațele jos, din păcate a încasat. Și el o dreaptă de aia, ce lovitură de picior reușește Cătălin. O greșeală așteaptă și Cătălin și după aceea el dă drumul la brațe și la picioare. Foarte bine Cătălin. Bravo. Trebuie insistat pe acel croșeu de stânga. Încă croșeu de stânga. Este la păcat Carter Williams. Maurășanu, peste adversarul său, nu s-a oprit. A continuat să lovească și Williams acuză aceste lovituri. Să vedem dacă... A trebuit puțin să tempereze. Ar fi păcat să strice acest meci frumos care l-are în mână Cătălin. Da, să în vedem. Să nu primească vreo penalizare. Sperăm că nu e cazul. Să vedem. Mi se pare puțin exagerată simularea. Exact, asta americanului. Americanul parcă are un hematom acolo la ochiul stâng. Dar nu cred că este ceva atât de serios încât Carter Williams să renunțe la meci, să nu vrea să mai continue. Ar fi păcat pentru spectatori și telespectatori să... Nu cred că este foarte grav. Ce am văzut la Daniel Sam a fost mult mai... Da, Daniel Sam chiar a avut o problemă mare. Adică și el a vrut să continue și la acele condiții. Mai departe, exact. Carter Williams pare că își revine. A făcut și puțin circ americanul. Da, clipește cam mult. Antrenorul lui este o femeie. Da, este chiar iubita lui. Da. Sperăm să nu iau obiceiurile. Da, să... cine știe, poate o să-și ia o mamă de bătaie în camera de hotel după meci dacă nu câștigă. Da, mi se pare normal. Dacă renunță, este treaba lui. Nu cred că a fost intenționat. La Cătălin a fost mai mult din elan acea... Da, să vedem dacă va continua meciul. Din câte am văzut eu, Cătălin Maurășanu a fost penalizat cu un punct de arbitru din de Cezar Gheorghe. Ok. Carter Williams spune că este în regulă. Merge mai departe americanul. Ne bucurăm. Bun, high kick-ul trimis de Maurășanu în aceste momente. L-a enervat puțin pe Cătălin. Încă un croșeu de stânga. Iată pe Maurășanu, a încercat să-l facă knockout pe adversarul său și cât pe ce să vedem din nou alți doi sportivi care se zboare peste corzile ringului. Tot timpul am fost acuzat că voi rupe ringul odată și văd că alții o face. A încasat un uppercut de dreapta acolo Maurășanu, din nou l-a împins acolo pe Carter Williams. Americanul este nemulțumit, din nou se fragmentează lupta. Okay. Da, okay. Cât pe ce să rupă încă un set de corzi Cătălin Maurășanu și adversarul său, să vedem dacă se vor mai năpusti peste corzile ringului și se vor împinge în acea zonă. Da. Toată lumea a fost în seara asta pe corzi, vă rog să nu mă mai acuzați. Rup ringul, nu e cazul, nu eu sunt vinovatul. Acum Cătălin Maurășanu încearcă să aprove de adversarul său, vine cu un croșet de stânga, a eschivat foarte bine și la timp. Foarte bine a eschivat și Carter Williams. Drept, dreaptă și este la podea. Cred că acea dreaptă i-a zis bărbia lui Carter.
final de meci. Bravo, Cătălin! Da, să reia meciul, s-a ridicat de la podea Carter Williams. Luat în braț acum Cătălin Moroșanu de sportivul american. Se încheie runda prin finalul de repriză Williams.